Muzica clasică, prin complexitatea armonioasă, este recunoscută pentru capacitatea sa de a influența pozitiv starea de sănătate și bunăstarea emoțională a celor care o ascultă. La Caransebe și iubitorii acestui gen muzical s-au delectat aseară cu cele mai cunoscute lucrări ale marilor clasici în sala de festivități Mitropolit Nicolae Corneanu a centrului eparhial. Lucrări semnate de Bach, Beethoven sau Enescu au răsunat ieri seară în sala de festivități Mitropolit Nicolae Corneanu a Episcopiei Caransebeșului. Concertul a fost susținut de elevii Școlii de Muzică și Arte Plastice din Caransebeș. Momentul central al evenimentului l-a constituit recitalul pianistei japoneze Natsumi Kuboyama. Episcopia Caransebeșului este onorată să găzduiască astfel de evenimente, evenimente culturale, evenimente care promovează cu adevărat arta muzicală și care oferă posibilitatea tinerilor de la Școala de Muzică din Caransebeș să se afirme și să-și depășească propria condiție concertând pe scenă cu mari artiști. Această artistă japoneză care ne-a încântat astăzi face parte din comunitatea euharistică a Episcopiei Caransebeșului. A fost impresionant nu doar repertorul pe care l-a propus auditoriului, ci a fost impresionant și felul în care l-a pus în operă. Aceasta ne învață pe toți, pe cei care apreciem și care ne străduim să punem cultura la loc de cinste, că factorul cultural ne dezvoltă inima, că factorul cultural este cel care nobilează sufletul și este cel care ne poate ridica năzuințele peste cele obișnuite, peste cele de zi cu zi. În această seară, în sala de festivități a Episcopiei de la Caransebeș, am asistat la un concert de pian oferit de pianista japoneză Natsumi Kuboyama. Au fost lucrări din paleta compozitorilor europeni pe care cei din sală au avut posibilitatea să o audă și să o vadă, interpretând cu deosebită dibăcie. Concertul de astăzi a fost unul deosebit, pentru că alături de mine pe scenă au urcat și copiii de la Școala de Muzică și Arte Plastice și m-am bucurat foarte mult să-i ascult. În seara aceasta am interpretat opere ale unor compozitori români, japonezi și internaționali și am încercat să transmit emoția fiecărui cântec. Ne-am bucurat să putem fi ascultați și, în mod special, a fost o hrană pentru sufletul nostru, ceea ce am ascultat în seara aceasta aici. A fost o seară de excepție și mă bucur pentru că în Caransebeș se organizează astfel de evenimente. Felicitări tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Concertul a fost organizat de Episcopia Caransebeșului în colaborare cu Colegiul Național CD Loga și cu Școala de Muzică și Arte Plastice din Caransebeș.